Eu am venit să vă spun lucruri pe care le știți deja. Am venit să vă spun că nu este vorba despre virus, nu este vorba despre boli, nu este vorba despre protecția copiilor voștri sau a voastră. Este vorba despre control. Asistăm la un asalt asupra întregii omeniri, concertat, gândit, calculat, planificat. Și asta de cel puțin 20 de ani în la această etapă vorbesc. Să știți că au fost teoreticieni din anii 50. Dacă vreți să căutați Bernard Russell, în 55, o carte care se cheamă Știința în societate, el spunea așa: suntem pentru un guvern mondial. Asta spunea el în 55. Și concepea mai mult în mijloace la atingerea unei populații care se poate supune unui guvern mondial. Și spune așa: dieta, injecțiile și interdicțiile vor crea acel tip de mentalitate care va fi imposibil să se opună stăpânirii. Nu înțelegeam, am înțeles ce înseamnă dieta, dacă știți ce înseamnă talat sau plasticurile care le mâncăm cu toții sau lucrurile astea care fac foarte rău, flori și celelalte. Știam ce înseamnă injecții, am mai vorbit cu diverse ocazii, am ținut speech-uri, conferințe despre vaccinuri și pericolul și riscurile lor. Interdicții, nu știam la ce se referă Bernard Russell în 55. Ce interdicții? De circulație? Despre ce-i vorba? Ei, astăzi am aflat de 6 luni ce înseamnă interdicții și ce vor să facă cu ele. Să creeze acel tip de mentalitate în dumneavoastră, în noi și în copiii noștri, care sunt reeducați prin această mască, care nu are nicio valență de a proteja pe cineva într-un spațiu închis, mai ales. Poți să poți 15 măști, virusul este foarte mic. Încă ceva. În 2009, Jacques Attali, ați auzit de Jacques Attali, să-l căutați despre el, este un alt ideolog global care a structurat această idee de guvern mondial și cum s-ar putea ea produce, cum s-ar putea instaura. Să nu știți, guvern mondial există deja, adică ați auzit de Organizația Națiunilor Unite? Da? Ați auzit de Organizația Mondială a Sănătății? Este Ministerul Sănătății Global. Jacques Attali în 2009, acum 11 ani, spunea așa: dacă induci frica în populație, vei face să creadă orice, să execute orice. Pentru că în momentul în care omul este irațional prin frică, execută de frica morții orice. Fără frică! Așa spunea el în 2009. Lucruri care se gândeau atunci, concepeau lucruri care ar putea speria o lume întreagă. Și au zis, o pandemie. Este în cartea lui Jacques Attali, n-am inventat pe el, este tradusă la polirom în românește, se poate găsi de citit pentru oricine. El spunea așa, o pandemie dacă s-ar produce, ar fi foarte interesant pentru că lumea se teme de moarte și este un dușman invizibil, o moarte invizibilă, de care ne temem cu toți. Și atunci, dacă numele acestui pericol invizibil, vom reuși să impunem măsuri nemai văzute și nemai auzite și în numele lor, cine le va încălca va fi un imoral și un dușman al poporului global. Asta s-a realizat, numai că epidemia au făcut câteva repetiții să vadă cum reacționează populația. Știți repetițiile astea? Le-ați văzut? Da! Știți când omorau găinile? Vă aduceți aminte? Am râs, nu? Așa, e comic, ne omorau găinile. Dar cu pesta porcină vă aduceți aminte când ne-au omorât porcii? Da, am râs, nu? Nu e de râs, oameni buni! Ne omoară oameni acum! Atunci dacă am stat, acum ce facem? Ne iau copii și ne pun botniță!
E vremea să ne trezim și să nu stăm așa. Să nu acceptăm nimic ca lucru care este imoral și încalcă demnitatea noastră. Să știți că este plină lumea de nebuni. Deci este plină. Densitatea lor la nivelul conducerii este maximă. Să știți, toți acum înainte de alegeri, că fie la noi, fie în Statele Unite, vor promite lucruri mari, vor au grijă de binele vostru, de se gândesc la sănătatea și viitorul copiilor voștri. Nu despre asta e vorba. Trebuie să vezi un om cum îți tratează demnitatea și libertatea ta. Un om care nu-ți vrea libertatea și nu-ți vrea demnitatea este un om psihopat sau sociopat. Căutați definițiile în dicționar și vedeți ce înseamnă sociopat. Sunt caracterizați prin lipsa empatiei. Nu empatizează, nu înțeleg ce e aia. Ei nu au copii, de obicei sunt străini de neam sau sunt înstrăinați, nu au rădăcini. Deci, acești oameni sunt ridicați la putere pentru a putea distruge acel neam. Așa, deci s-au gândit la o pandemie, au încercat cu aviara, cu porcina. Au strâns date. Cum reacționează populația când le fac asta? Ei, fac uite așa. Nu se opun. Sunt calmi. Ați înțeles? Asta au făcut. Au făcut repetiții, au strâns date. Le-au analizat și au perfecționat metoda și au zis, facem altfel. Înțelegeți? Și-au structurat toate astea. Ei, acest virus care există, lumea mi-a zis că suntem negaționiști. Cei mai mulți de aici am avut COVID-ul. Deci eu am anticorpi anti-COVID, am avut boala, știu cum este, am avut 9 zile febră, știu, e o gripă lungă. Gripă lungă? Nu, n-am spus că e o boală ușoară, am spus că e o gripă lungă. Asta s-a întâmplat, ei au încercat să conceapă această epidemie la nivelul oamenilor, au trecut de la păsări, la porci, la așa, și au conceput-o și știți, ei au conceput-o, au încercat să facă lucrul ăsta în America. Nu știu dacă știți, în America poți patenta un, de exemplu, dacă faci o sămânță, nu știu, porumb modificat genetic care scoate boabe mari, porumbul ăsta patentat, se obține un patent. Ei, aflați că există patent pentru coronavirus în America. El nu este natural, dar dacă ar fi natural, n-ar avea patent. El este făcut de câțiva ani, cred că de 7 sau de 8 ani, este acest patent în America. Acest patent, ei au încercat să-l îmbunătățească, enhance function, așa se chema, adică să-i crească funcția. Până s-au interzis, au fost un moratoriu, cred că știți asta? Dacă nu știți, căutați, aflați. A fost un moratoriu și s-a interzis lucru pe virus pentru că s-a considerat prea periculos. Atunci au exportat această cercetare în China, unde? În Wuhan. Când? Acum 5 ani, cred. Acum 5 ani au făcut chestia asta și au plătit din Institutul Național de Sănătate din America, doctorul Fauci, care conduce un fel de Arafat al lor, înțelegeți? Așa. Au plătit cât? 3,7 milioane de dolari. Sunt publici, sunt date publice, pentru că s-au făcut troc între instituții, înțelegeți? S-au semnat contracte, s-au făcut din bani publici. 3,7 milioane de dolari nu s-au dat toți, s-au dat în tranșe. Cui? Către laboratorul de Wuhan. Ce să obțină? Creșterea funcțiilor, dezvoltarea de noi funcții la virus și corona. Astea sunt lucrurile, înțelegeți? Astea sunt lucrurile reale. În final, oamenii care acum au văzut virusul au spus așa, nu e natural. Cine a spus asta? A spus Luc Montagnier. Cine este Luc Montagnier? O fi un ciudat, un negaționist, este laureat al premiului Nobel pentru virus. El a secvențiat virusul HIV, înțelegeți? Deci el a luat pentru virusologie premiul Nobel. El a văzut schița virusului și a spus, este produs în laborator. Deci cauză pentru care 4 proteine de suprafață care nu puteau să evolueze decât în 600 de ani și trebuia să știm deja de el dacă era de 600 de ani printre noi. El este făcut în câțiva ani și să trebuia să se întâmple în 600 de ani. Adică este dezvoltat în laborator. Acest virus, nu doar el zice asta, să înțelegeți bine. Virologi chinezi spun același lucru. Un japonez specialist în microbiologie spune același lucru. Înțelegeți? Adică sunt foarte mulți cei care susțin asta. Nu sunt negaționiștii din piața universității. Nu sunt doar organizatorii de la Stare de Libertate, știți? Sunt laureații Nobel din lumea asta și oameni mari. Ei, au făcut această pandemie, au gândit-o minuțios în laborator
Și după aceea au dat drumul pe piață. Au făcut o repetiție, o recepție de dat drumul, se cheamă Event 201. Să-l căutați pe net. Event 201 a fost recepția lansării pandemiei. Înțelegeți? Aia a fost recepție. Dăm drumul, hai! S-au întâlnit cu toți, au făcut ultimele repetiții și i-au dat drumul. Asta s-a întâmplat. Adevărat. Dacă vedeți acolo, să vedeți cine sunt actorii principali. Este filmat, ședința respectivă este pe internet. Este totul oficial. După ce s-a întâmplat lucrul ăsta, Organizația Mondială a Sănătății, după ce a început primele cazuri în China, au spus, nu se transmite de la om la om. Ei au fost la repetiția asta, ei știau de la Event 201 că pregătesc o pandemie. Acum spuneau, nu se transmite. De ce au spus asta? Ca să nu ia țările măsuri să transmită, să răspândească. Înțelegeți? Australia îi acuză pe ei că știau date și nu le-au spus. Mai multe țări acuză Organizația Mondială a Sănătății, acuză China, acuză toți oficialii din țările de aici că au ascuns date. Au ascuns date și prin asta au devenit criminali, să știți, inclusiv medicii de la noi care au acceptat aceste protocoale, care sunt criminale, aceste protocoale sunt criminale. Deci au interzis autopsiile. Nu vă supărați, autopsiile se fac și la Ebola. Ebola care are mortalitate de 80%, ați înțeles? Deci în condiții speciale se fac autopsii la Ebola. Acum nu s-au făcut autopsii. Criminale, asta e. După ce au dat drumul și au ascuns lucrurile care le știau despre asta, au încercat să le răspândească în toată lumea. Virusul este foarte contagios, asta este una din caracteristicile ei. Au găsit, acum să știm mai multe despre el. Să știi că sunt niște receptori pe celulele umane, se cheamă ACE2, pe ăștia se lipește proteina spike de pe virus. Să știi exact funcționarea lui, să știi totul acum despre ei. Totul, dar o să mai caut, o să mai găsească. Ei, lucrurile astea s-au ascuns și s-au spus așa, a fost un zvon, poate eu am primit un mesaj de WhatsApp de la niște colegi medici, au spus, nu dați antiinflamatorii ca antifebrile, știți ce înseamnă, nu dați Nurofen, dăm. Zvonul ăsta care a circulat pe WhatsApp, a ajuns în protocolul Ministerului Sănătății. Deci Ministerul Sănătății dădea un protocol. Și a zis, domnule, știți ce protocol spune așa, dacă face febră bolnavul de COVID, dați doar paracetamol și algocalin. Nu dați cumva Nurofen, nu dați dexametazon sau altceva, că e periculos. Agravează boala. Washington Post face următoarea investigație jurnalistică. Caută să vadă sursa acestei idei. Și au găsit-o. Un consilier OMS a dat circulare către mai multe țări și unii din ministrii sănătății, de exemplu, ministrul sănătății din Franța, spune treaba asta. Nu dați ibuprofen, că e periculos. Nu s-a dovedit. Studiul arată că nu e periculos, din contra. El are efect de anticoagulant și ar fi ajutat la boală, înțelegeți? Ar fi ajutat. Ei, acum s-au modificat lucrurile. Se dă dexametazon în spitale. Dar nu, în spitale se dă dexametazon acum la oameni. Hai, poate astea sunt prea medicale pentru dumneavoastră. Ideea este că s-au ascuns ce se știa despre tratamente, ce se știa despre cauze. Nu s-au făcut autopsii ca să nu se vadă că sunt cauze hematologice, boli ale sângelui în prima instanță. Sunt fundau vasele sanguine din plămâni. Nu plămânii prima dată, plămânii a doua oară. Ei, dacă ar fi știut asta, ar fi dat anticoagulante de atunci. Să nu se coaguleze și nu ajungeau cazurile grave. Înțelegeți? Asta s-ar fi întâmplat. Ei, dacă acum se dau anticoagulante în spital, să știu lucrurile astea, s-au aflat lucrurile astea. Să știu știți de ce nu mai sunt cazuri grave? Pentru că s-au găsit tratamentele care le-a spus SR ăștia. S-au găsit hidroxiclorochina, s-au găsit antiinflamatorile, s-au găsit asta, plasma, cum se cheamă, plasma de la cei bolnavi. Se știu cum funcționează. Ei, lucrurile astea au fost ascunse ca să vă creeze dumneavoastră frica. Și în numele acestei frici, să știți că frica o scot instalată de ei ani de zile. 2-3 ani, domnul străinul Cercel ne-a spus. Îl știți pe domnul străinul Cercel? Acești oameni ar trebui să ajungă la pușcărie, înțelegeți?
Dacă cineva anunță undeva că este o bombă și ea nu este, înțelegeți, el este acuzat de terorism. În momentul în care străinul cel ne-a anunțat pe noi când, în 2009, când era gripa aviară, că vor fi 2 milioane de morți, am salvat articolul acasă. 2 milioane de morți, a zis, o să fie. Omul ăsta trebuie arestat pentru terorism. A creat lucrul ăsta. Înțelegeți? Și nu este singurul. Problema este că ce au ei mâner în dumneavoastră este frica. Trebuie să nu vă fie frică. Trebuie să scăpați din lucrul ăsta. Fără frică! Fără frică! Fără frică! Fără frică! Fără frică! Știți care este opusul fricii? Două sunt. Sunt două opusuri ale fricii. Una este curajul și a doua este dragostea. Dacă ți-e frică, nu te apropii. Dacă treci de frica asta prin dragoste, te apropii de el alt. Îl ajuți, îl strângi în brațe. Ți-i drag de el, nu? Trebuie să ne întoarcem înapoi la firesc. O a doua frică, una este de boală. Ați pățit-o poate mulți dintre voi. Toți suntem mulți sau temut de boala asta. Ei, treptat am aflat că boala asta nu e așa de gravă pentru toți. Pentru unii este. Știți ce trebuie să ne dăm seama? Că nu... Frica asta este frică de moarte. Moartea nu este în mâna noastră. O să murim când vrea Dumnezeu. Asta este. O altă frică periculoasă... O altă frică periculoasă este frica de autorități. Ne temem de frații noștri care ne păzesc aici de jandarmi, ne temem. Ei sunt frații noștri, ei sunt verișorii noștri. Ei sunt... Noi ne înțelegem foarte bine, noi suntem din același neam, vorbim aceeași limbă. Avem, ei au niște reguli tâmpite, săraci, adică nu-i vina lor. Aia care le-au dat regulile și le-au pus săraci să stea afară cu mască, le-au dat și, ca să-și bate joc de ei. Înțelegeți? Asta, masca afară este făcută strict ca să fie bătaie de joc. Unitate! 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 Trebuie să ne păstrăm curajul și dragostea. Să nu ne tulburăm. Să nu ne tulburăm. Asta e bătălie pe plan, pe foarte lung. Pe un timp foarte lung. Să știți, câțiva ani de zile trebuie să rezistăm. Și trebuie să rezistăm cu mintea întreagă. Cu mintea întreagă, înțelegeți? Să fim foarte informați, să fim foarte politicoși, să fim foarte deschiși. Și să avem curaj să spunem la școală, doamne, până se liniștește treaba, eu personal mi-am mutat copiii de la școală, dar trebuie să găsim o soluție pentru toți copiii României. Deci suntem aici, practic, copiii ne-au unit. Înțelegeți? Împreună suntem pentru copii. Jos labele de pe copiii noștri! Jos labele de pe copiii noștri, așa e. Jos labele de pe copiii noștri! Eu vă mulțumesc! O să plec mâine la Suceava, mă bucur, o să mai vin când o să fie situația. Sunt aici din partea Asociației Bucovina Profundă și a Federației Provita.